Salutare, oameni buni, iată-ne la un nou vlog de călătorie. Bine, vlog e mult spus, dar mergem într-un loc în care mi-am dorit foarte mult. Mergem pe Transfăgărășanul. Mi-am dorit, așa cum am spus, de mulți ani de zile. Numai că a mea familie nu a vrut niciodată, pentru că ea nu suportă, familia mea nu suportă curbele, nu suportă înălțimile. Și așa că ar trebui să găsesc un prilej să merg pe Transfăgărășanul. L-am găsit. Și mergem astăzi pe Transfăgărășanul. Am auzit că este un loc de poveste. Am fost sus până la Bâlea Lac, dar niciodată n-am fost pe Transfăgărășanul. Acum vreau să traversez, de fapt să fac tot traseul Transfăgărășanul. Aici jos sunt 31 de grade, să vedem câte grade sunt acolo sus. Și cel mai mult am emoții pentru drum. Și anume, ieri a fost duminică și mi-a spus cineva că a fost coloană de mașini și s-a urcat cam în vreo 3-4 ore. Pe un drum de 30 și ceva de kilometri, îmi cer scuze, până la cota 2000, unde este Bâlea Lac. Să vedem astăzi în cât timp facem. Este luni după amiază, luni seara, poate că Doamne ne iubește tare mult și o să-l facem mult mai repede. Dănuț o să filmeze acest lucru. Salutare, Dănuț! Nu mai tremura. Îl știți deja din vlogurile de călătorie din Maramureș, de la Raliul Sibiului, și o să-l cunoașteți și mai bine în următoarele vloguri. El este cel care mă filmează. Așadar, bun, să avem drum bun. Sunt tare, tare nerăbdător să văd cum va fi acest drum. Bâlea Lac, 35 de kilometri. Mergem încolo. Bâlea Lac, cascadă, 22 de kilometri. Oh, cum arată. Ce spectaculos arată. Noi vom ajunge acolo sus. Unde sunt norii? Început să urcăm. Cât verde. District Bâlea. Am ajuns la cascadă, nu? Uite acolo, cascada acolo sus. Curbe deosebit de periculoase. Mamă, ia uitați-vă. Bă, ce curbe. Noi nu ne uităm. Uitați-vă voi. Sunt 8,9 km pe care o să-i parcurgem în 21 de minute. Adică se merge foarte încet. Pentru că sunt curbe deosebit de periculoase. Ia uitați. Noi vom ajunge acolo sus. Acolo este piatră. Încolo este hău. Eu încerc să vă arăt cam ce e în hău. Dar am spățit de piatră. Mie să nu mai ia vântul. Vedeți? Mama. Uitați. Și acolo e Bâlea. Facem în 18 minute. Uite cum plouă de acolo, iese ceva apă. Lumea se îmbracă, se înfofolește. Deci am dispărut de pe GPS, uite, nici nu ne mai arată. Ne arată că mai sunt 5,4 km și îi facem în 15 minute.
Dar nu... Ia uite cum se vede. Continuați cu numele că vă filmez. Avem dovada. Trebuie să ajungem acolo sus. Uite acolo sus. Uitați-vă cum se vede. Extraordinaria, uite cum se vede. După e hău. Uitați. Wow! Deci este spectaculos. Mamă. Deci este super mega spectaculos. Și mai avem, uite, până acolo sus trebuie să ajungem. Sunt pe Transfăgărășanu, ce e? Dacă jos sunt 31 de grade, aici sunt, cred că acum, 12-13 grade. Mamă, și uite, mai avem până acolo sus. Nu-mi arată gradele, poate. Da. Extraordinar. Ce-am venit cu mașina. Mamă! Uitați-vă de acolo. Și am ajuns la Bâlea Lac. Ia să vedem unde parcăm. Bâlea Lac. Norii sunt foarte aproape. Sunt acolo sus. Noi am avut mare noroc, am venit într-o zi de luni seara, după amiaza, și nu era atât de multă lume. De exemplu, înainte cu o zi, la aceeași oră, era coloană de mașini aproape de jos. Foarte frumos. Mamă, e tare frumos și tare frig. Coborâm pe Curtea de Argeș. Și acum noi trecem prin munte. Sunt și oameni. Mamă, deci noi acum traversăm muntele. Mamă, dar lung e tunelul ăsta. O să mă interesez exact câți kilometri are și o să vă spun. Dar uite, cum s-a putut face asta, se puteau face și altele și... Ce știu, aveam autostrăzi. Cine știe? Pentru pietoni. Și am ieșit. Am ieșit în partea cealaltă. Eram în Sibiu, peste munte, și acum suntem în Argeș. Ia, și uitați-vă cum se vede acolo. Doamne, ce peisaje frumoase sunt. Și o să coborâm pe acolo. Uite, avem și îndrăgostiți. Ce peisaje sunt. Nebunești. Doamne. Acum noi coborâm.
cum se vede, ce frumos. Ia uitați-vă ce apare. Uitați-vă, deci vin de acolo. Ce frumos! Da, uite și berbecul! Pe berbecul trebuie să-l supărăm. Dacă super berbecul nu e bună. Uitați! Ce frumos! Pa, fetelor! Pa, miorițelor! Frumos de tot! Se vede strada acolo. Și gata. Am ajuns jos. A fost la 1500 de metri? Da, de la 2000 acum suntem la 1500. Ah, deci noi am urcat până la 2000 și acum suntem la 1000 și acum suntem la 1500. Aha, deci am urcat la cota 2000 sus acolo și acum suntem la 1500 de metri. Spre Curtea de Argeș. Și acum pot să zic că am făcut tot Transfăgărășanul.